CS Mioveni a spart gheața în confruntările din play-off, impunându-se în cele din urmă cu 2-1 în fața celor de la Baia Mare, prin golurile marcate de Alin Popa și Gălan. Revenit pe banca celor de la Mioveni, antrenorul Iordan Ieftime s-a declarat mulțumit de modul cum au evoluat jucătorii săi. Un joc destul de greu, veneam după joc copilor de acasă cu UTA. Știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat și la echipă cu Maros, care și-a dat demisia. Era destul de greu să îi motivăm, dar eu mă bucur că ei au înțeles și s-au mobilizat și au dat dovadă că pot să fără efort și fără muncă nu se poate realiza un succes. Pentru asta eu îi felicit. Următoarea etapă e programată sâmbătă, argeșinii urmând să joace pe terenul celor de la Chindia Târgoviște.